Au fost intensificate acțiunile de control în județul Olt pentru respectarea măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirii de coronavirus. Terase, baruri, piețe și mijloace de transport în comun, toate au fost verificate de oamenii legii în ultimele zile. Verificările au început weekendul trecut și vor continua în fiecare zi pe toată perioada stării de alertă pentru ca oamenii să conștientizeze că trebuie să respecte măsurile de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus. Numai în ultimele 48 de ore au fost verificate aproape 60 de societăți comerciale și peste 40 de mijloace de transport în comun. La acțiunile punctuale desfășurate au participat aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, polițiști locali și pompieri, care au efectuat verificări în zonele aglomerate și mijloacele de transport în comun. Atât pe stradă, cât și în mijloacele de transport în comun, oamenii trebuie să respecte măsurile de protecție. Echipajele vor fi în permanență în teren pentru a lua măsuri împotriva celor care încalcă aceste reguli. Reamintim că scopul acțiunilor este acela ca cetățenii să înțeleagă importanța respectării recomandărilor de a evita expunerea în spațiile aglomerate și purtarea mijloacelor de protecție individuală. Controlele vor avea loc atât ziua cât și pe timp de noapte. Cei care vor fi prinși că nu respectă măsurile impuse de autorități vor fi aspru sancționați.